Salutare! Bun venit la numărul 123 al tankului T-34-85 sau al tunului ZIS, că de fapt noi construim tunul ZIS. Avem niște șuruburi CP, BBM, o noutate, 3 piese mici de plastic, încă o piesă micuță și un leagăn de metal. În numărul 125 primim cilindru amortizor de recul, două urechi, piston amortizare recul, tijă mecanism de stabilizare. Haideți să vedem ce ne spune revistuța. Vorbim în continuare de tunul de divizie. Indubitabil, cea mai importantă și complexă piesă a oricărui sistem de artilerie este țeava. Mi se pare mie sau sunt foarte puține piese și deja am făcut un sfert din tun. Avem ghidul de ansamblu, care pare foarte interesant. În etapele următoare vom continua ansamblarea tunului adăugând închizătorul, masca, trăgaciul, cătarea și vinciul de rotire. Deci avem totuși un ansamblu destul de complex. Vorbim de tunul de 8-7 de mm modelul 1877, reforma armatei ruse în general și artilerie, în special a început la sfârșitul anilor 80. Anilor 1870. Peste 10 tunuri date în dotare armatei în epocă au primit indicativul model 1877. Printre ele se numără și tunul de 8-7 de mm. Vorbim puțin despre operațiunea Vistula Oder, partea a doua, față de ce am vorbit revista trecută. Și cam atât. Așa că haideți să trecem la montaj. Piesele micuțe și sunt foarte mici, enervant de mici, și va trebui în primul rând să adăugăm piesa aceasta care se numește piesa leagănului. Foarte interesant. Îl montăm cu partea aceasta în jos și cu gaura asta spre stânga și folosim două șuruburi CP. Adăugăm piesa aceasta mică, se înfige în gaura aceasta, teoretic. Așa, trebuie să fac un click, nu, să nu vă speriați dacă intră mai greuț. Vom lua piesa aceasta, nu știu cât de bine se vede, orientăm în direcția aceasta și va trebui introdus așa, exact, și folosim un șurub BBM. Se prins, iar acum vom adăuga paletuța asta micuță cu partea aceasta în jos, trecând un șurub CP. Prin partea inferioară. Cam atâta este montajul acesta și ne vedem peste o săptămână cu numărul 124.